Accidentul rutier s-a produs luni după amiază, în timpul codului roșu de ploaie torențială. Din cauza vitezei, în condițiile de vreme severă, un bărbat de 42 de ani din Gălănești, care conducea autoturismul marca Volkswagen Golf pe direcția Sucevița către Rădăuți, când a ajuns în apropierea unei gospodării, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit cu autoturismul într-un copac de la marginea drumului. În autoturism se mai aflau soția bărbatului și doi copii minori. Evenimentul rutier a avut loc pe DN17A, pe raza localității Marginea. În urma impactului, soția șoferului, în vârstă de 40 de ani, și cei doi copii minori, de 6 și respectiv 13 ani, au fost răniți. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuți, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, și ulterior au fost transferate la Spitalul Județean Suceava. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.